Dacă vreți să urmăriți împreună cu mine, să deschideți la Isaia, capitolul 40, vom începe cu versetul 28. Pagina din Scriptură, traducerea Cornilescu, 713. Isaiah chapter 40, starting with verse 28. Cuvântul Domnului spune așa. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul, sau traducerea mai corectă, dar cei ce îl așteaptă pe Domnul, își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Vreau și eu să spun un bun venit la toți cei care ne vizitați. Domnul să vă binecuvânteze. Ne bucurăm că sunteți cu noi în această dimineață. În această dimineață voi continua în seria aceasta de predici pe care am intitulat-o Importanța așteptării. Este al treilea mesaj în seria aceasta de mesaje unde am vorbit despre importanța așteptării în viața noastră. Disciplina aceasta spirituală este indispensabilă, este absolut necesară, este esențială pentru fiecare din noi. Și data trecută am terminat, ultimul punct era acesta, că acei care îl așteaptă pe Domnul primesc putere, o putere nouă. O putere care este supranaturală și vorbeam despre cum primim noi această putere. Și foloseam imaginea aceasta a vulturului, unde vulturul urmărește curentul de vânt și când observă, simte curentul acela de vânt, face un efort, începe să bată din aripi, să se ridice de la sol ca să prindă curentul acela de vânt și apoi curentul acela de vânt îl ridică, îl înalță. Și Domnul spune în pasajul acesta că noi vom zbura ca vulturii. Nu vi s-a întâmplat lucrul acesta în rugăciune, ați venit în rugăciune, nu ați simțit absolut nimic, doar din disciplină, în așteptare. Ați închis ochii, ați început să vă rugați și ați prins firul de legătură cu Duhul Domnului. Nu s-a întâmplat ceva în momentul acela când ați prins curentul Duhului Sfânt, unde efortul nostru din acel moment parcă se termină. Și este o forță, o putere care ne ridică, care nu ne aparține, care este a lui Dumnezeu. Și puterea aceea ne înalță pe culmi spirituale. Este cineva aici care a experimentat lucrul acesta? Slăvit să fie Domnul! Știți că lucrul acesta n-a fost o experiență pentru o singură dată? Este locul unde ne așteaptă Domnul pe noi de așa de multe ori. Acum la subiectul acesta așteptării, m-am gândit atunci când am pus titlul. Știți, de multe ori este clickbait. Dacă dai un titlu într-un anumit fel, it's catchy, atrage imaginea oamenilor, da? Spui la un om, este importantă așteptarea. Doamne, că parcă fiecare din noi am vrea să scăpăm de așteptarea asta. Dacă am pune, cum să scap de așteptare? Thousands of views, nu? Pentru că am vrea să scăpăm, parcă ceva în noi nu ne place. Să spui, este importantă așteptarea, este ceva de dorit așteptarea. Așteptarea aceasta este spre beneficiul tău, spre beneficiul meu, spre beneficiul dumneavoastră. Așteptarea face lucruri de o valoare deosebită în viața noastră la fiecare. It's beneficial to wait. Știți, de obicei când se spune un mesaj, se predică cuvântul de aici. Este foarte ușor să credem cuvântul acesta este pentru altcineva.
Sau dacă este un cuvânt profetic în biserică, să spune, probabil este pentru altcineva, sau o vedenie, sau Domnul vorbește prin cântare, prin versurile de la cântări, prin îndemnuri, prin predici. Mă rog în această dimineață ca Domnul să ne dea atitudinea ucenicilor. Știți, atunci când Domnul a zis, unul din voi mă va vinde. Dacă ar veni Domnul în această dimineață, nu știu, la noi, și să spună, unul din voi mă va vinde, cred că toți am avea o idee despre cine din biserica noastră l-ar vinde pe Domnul. Știți care a fost reacția ucenicilor? A spus, Doamne, oare nu cumva sunt eu? Știți că la cuvântul acesta Domnul vrea să ne uităm în oglindă și să spunem, Doamne, oare cumva vrei să-mi vorbești mie despre așteptare? Eu vă garantez că da. Cuvântul acesta îmi vorbește în primul rând mie, dar sunt conștient că cuvântul acesta ne vorbește la fiecare din noi. Și doresc lucrul acesta în viața mea. Dacă este un cuvânt profetic, să zic, Doamne, oare cumva este pentru mine? Oare cuvântul care îl citesc este pentru mine? Și da, este pentru mine. Suntem la al șaselea punct din mesajul acesta și este acesta. Cei ce așteaptă pe Domnul primesc o perspectivă cerească. Cei care îl așteaptă pe Domnul primesc o perspectivă cerească. Spune în versetul 31, dar cei ce se încred în Domnul, și am spus, dar those who wait on the Lord, dar cei ce îl așteaptă pe Domnul și înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii. Tendința noastră la problemele noastre, la necazurile noastre, la circumstanțele cu care noi ne confruntăm, tendința noastră este ca noi, fiecare din noi, să încercăm să filtrăm aceste experiențe, aceste frustrări, aceste necazuri prin mintea noastră. Să încercăm să facem sens prin rațiunea la noastră. De ce trec pe aici? De ce se întâmplă lucrul acestea în viața mea, în familia mea, cu copiii mei, cu finanțele mele, cu sănătatea mea? Știți că atunci când Domnul încearcă să facă ceva în viața noastră, cu mintea noastră omenească, firească, noi nu vom înțelege absolut nimic. Pentru că lucrurile spirituale nu pot fi judecate firește. Și aceasta este ispita credincioșilor. Și este ispita la fiecare din noi. La lucrurile cu care ne confruntăm, la lucrurile care le lasă Dumnezeu în viața noastră, încercăm să înțelegem ce se întâmplă. Și frustrarea vine atunci când nu înțelegem nimic. Problema este atunci când nu înțelegem nimic. Este momentul în care noi începem să ne poticnim. Să ne poticnim în Domnul. Să ne poticnim în căile Lui. Dar cuvântul Domnului în această dimineață ne spune că cei care îl așteaptă pe Domnul vor fi înălțați. În momentul în care noi suntem înălțați de Duhul Domnului, spiritual vorbind, ne ridică de la lucrurile acestea pământești, de la firea noastră, de la gândirea noastră, de la rațiunea noastră. Când ne ridică în sus, de sus, vom vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. Când ne înalță Duhul Domnului, ne uităm la problemele noastre din perspectiva lui Dumnezeu. Și atunci când ne uităm la problemele noastre din perspectiva lui Dumnezeu, vedem lucrurile total altfel. Cuvântul Domnului ne spune că dacă noi îl așteptăm pe Domnul și lăsăm ca El să ne înalțe, la înălțimea aceea noi primim revelație, ceva care nu putem să cunoaștem în mod normal, firesc, cu rațiunea, cu gândirea noastră. Și doar atunci, de la înălțimea aceea, de la revelația care o primim din partea Domnului, putem să înțelegem rostul necazurilor, rostul încercării, rostul așteptării. Nu este o coincidență că Domnul folosește exemplul vulturului aici. Știți că vulturul plutește la o înălțime de 10.000 de feet on average, 3.000 de metri în aer. Imaginați-vă perspectiva vulturului de la acea înălțime.
Și poate noi am spune, păi de la înălțimea aceea nu vezi nimic. Au contrar. De la înălțimea aceea, vulturul poate să vadă urma la un șoarec pe pământ. Atunci când ne înalță Domnul și ne ridică la nivelul Lui, să vedem lucrurile din perspectiva Lui, Domnul mai face ceva, se atinge de ochii noștri. Și când se atinge Domnul de ochii noștri, vedem până la cele mai mici detalii. Vedem strategiile vrăjmașului, vedem de ce lucruri ne scapă Domnul. Vedem lucrurile din ansamblu și încep lucrurile să facă sens. Atunci când văd doar ce este în fața mea, nu înțeleg. Dar când văd lucrurile de sus, prin ochii spirituali, lucrurile încep să facă sens. Astăzi, venind spre biserică, ascultam o cântare care spunea "Be still and know that I am God." La timpul de rugăciune s-a folosit versetul acesta. "Be still and know that I am God." Știți că dacă noi vrem să cunoaștem, stai liniștit și vei ști că Eu sunt Dumnezeu. De multe ori avem nevoie în așteptarea aceasta să ne liniștim ca să ajungem la concluzia asta, la realizarea aceasta că Domnul este Dumnezeu. El este deasupra lucrurilor. Cei care îl așteaptă pe Domnul, care acceptă acest lucru, această calitate, această disciplină în caracterul lor, în viața lor, primesc o perspectivă să vadă, primesc revelație, înțelegem lucrurile de ce. Apoi, în al șaptelea rând, așteptarea este calitatea care definește pe oamenii mari ai credinței. Aș vrea în această dimineață să ne uităm la părintele nostru în credință, la Avram. Cred că cel mai mare test al credinței lui Avram și cel mai mare test din viața lui, în umblarea lui cu Domnul, a fost testul acesta al așteptării. Domnul i-a făcut o promisiune lui Avram că el va avea urmași din el. Mai mult de atât, că din el vor ieși împărați și națiuni, un lucru extraordinar pentru cineva care își dorea un copil foarte mult. A avut promisiunea că prin urmașii lui toate națiunile pământului vor fi binecuvântate. A spus, așa de mare va fi sămânța ta că va fi ca stelele de pe cer și ca nisipul de pe marginea mării. În alte cuvinte, dacă te-ai pune să le numeri, nu poți. Toate aceste promisiuni depindeau totuși de faptul că Avram trebuia să aibă un fiu, un descendent. Iar pentru această promisiune, Avram trebuia să facă ceva. Să aștepte. Știți, noi ne uităm la această așteptare și nu face nici un sens pentru noi. Pentru cei care sunteți în așteptare în această dimineață, dacă sunteți sinceri, puteți să mărturisiți împreună cu mine că așteptarea este un cuptor. Nu este ceva pasiv. Așteptarea aceea ești pus într-un loc unde simți focul acela al așteptării, care fiecare moment din, și clipă de când te trezești dimineața până seara, așteptarea aceasta nu e ceva unde... Așteptarea aceasta arde. Există o presiune a așteptării. Și totuși Dumnezeu o îngăduie în viața noastră. Și noi ne întrebăm, dar ce rost are așteptarea aceasta? Știți ce se întâmplă? În focul acesta al așteptării, de multe ori iasă zgura la suprafață. Zgura care este atâta de bine amestecată în caracterul nostru și de diluată, că dacă ne uităm după ea, nu o vedem. Dacă ne-ar spune Domnul de anumite deficiențe de caracter din viața noastră, i-a spune Domnul, îmi pare rău, Doamne, nu vreau să te contrazic, dar nu cred că e adevărat. Dacă i-ar fi zis cineva lui Avram, auzi, credința ta încă needs improvement, ar fi spus, nu știu, eu nu cunosc un om mai credincios pe pământ decât mine. Și de multe ori noi nu suntem conștienți de deficiențele de caracter, de zgura din viața noastră, nu de la altcineva.
Dar știți că toate acestea iasă la iveală în timpul acesta al așteptării? Vom vedea murmurare în viața noastră, vom vedea cârtire, vom vedea lipsă de răbdare. Și aș vrea în această dimineață să învățăm câteva lucruri de la Avram. Știți, Avram nu a reacționat întotdeauna corect. Și slavă Domnului că Avram nu a reacționat corect. Pentru că dacă a fost speranță pentru Avram și dacă Avram a falimentat și Domnul l-a reabilitat și l-a ridicat, lucrul acesta ne dă speranță la fiecare din noi. Pentru că și noi am falimentat în așteptare. Și dacă ne uităm, spunem, slavă Domnului că Domnul are răbdare cu noi. Și aș vrea să ne uităm la aspectul negativ și la aspectul pozitiv al așteptării a credinței lui Avram. Aspectul negativ. Știți că Avram inițial nu a fost pregătit să-L aștepte pe Domnul oricât de mult? Și aceasta este problema noastră. La problema dumneavoastră, cred că, eu mă uit la mine, cred că sunt lucruri la care așteptăm răspuns de la Domnul și spunem Domnului, Doamne, un pic pot să aștept, dar aș vrea să știu limita, unde se termină. Doamne, aștept, dar și așteptarea, sunt om, am o limită. Avram era presat de timp. Avram a primit chemarea și promisiunea Domnului când avea 75 de ani, când a plecat din Haran la chemarea Domnului. Avea promisiunea Domnului, vei avea un copil, vei avea un urmaș. Și Avram a fost pregătit să aștepte, dar nu a fost pregătit să aștepte fără limită. Care a fost limita așteptării lui Avram? 10 ani. Și noi am spune, that's impressive. Să aștepți 10 ani de zile, păi nu e o zi, două. 10 ani de zile. Am spune, un om de credință. Limita lui a fost 10 ani. După 10 ani de așteptare, el și cu Sara au văzut că ceasul biologic făcea tic, 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 da? Și au zis, haideți să îl așteptăm, să îl ajutăm pe Dumnezeu. Și știți cum au decis ei să-l ajute pe Domnul? Printr-o metodă care era very common in their day, în cultura în care erau. În cultura lor nu era sistemul care este astăzi, nu era medicina de astăzi. Și în cultura, în vremii de atunci, dacă un cuplu nu avea copii, aveau robi, roabe, luau pe una din roabe, da? Intra în concubinaj cu soțul, avea un copil, era născut pe genunchii soției, soțului și spunea, este copilul nostru. Lucrul acela era un lucru obișnuit pentru cultura de atunci. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, această modalitate era una firească, după o înțelepciune omenească și prin putere omenească. Și Avram face lucrul acesta la 85 de ani. O ia pe Agar și la vârsta de 86 de ani îl are pe Ismael. Și Avram se bucură că l-a ajutat pe Dumnezeu să trăiască Ismael înaintea ta, îi spune Domnului. Am reușit, îți mulțumesc, Doamne, a pus-o în cărca lui Dumnezeu, ca și cum a fost Dumnezeu care a făcut lucrul acesta. Și vine Îngerul Domnului și descrie personalitatea lui Ismael, caracterul lui, a fiului care este făcut din fire, prin putere omenească, prin nerăbdare, din neașteptare. Și spune în Geneza, capitolul 16, cu versetul 12. El, Ismael, va fi ca un măgar sălbatic printre oameni. Mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și va locui în fața tuturor fraților lui. Și Domnul a lăsat cuvintele acestea scrise pe paginile Scripturii ca să vedem fiecare din noi ce produce nerăbdarea în viața noastră. Ce produce lipsa de așteptare, impatience, în viața noastră. Să știți, de fiecare dată când noi nu avem răbdare în viața noastră personală, producem un Ismael. În familia noastră, când nu-L așteptăm pe Domnul și vrem să facem lucrurile după gândirea noastră, după firea noastră, omenește, nu este vorba de păcat,
ci este doar ceva care este născut din mintea noastră. Producem un Ismael. Știți că putem să producem Ismael în biserică? Pur și simplu să o luăm înaintea lui Dumnezeu. Nu este vorba de păcat. Să facem noi strategiile, să spunem noi cum trebuie să fie aici. Vrem ca Domnul să lucreze, hai să punem la cale un plan, fără să-L așteptăm pe Domnul. Ceea ce producem este un Ismael. Produsul impulsurilor noastre firești produce un măgar sălbatic. Știți care este o caracteristică a măgarului? Încăpățânarea. Nu las din ce știu eu. Dacă măgarul își pune ceva în cap, poți să-l bați, poți să-l tai în bucăți, you can't move him. Și nu este interesant că atunci când noi producem ceva prin firea noastră, prin gândirea noastră, producem un măgar sălbatic, încăpățânare? Măgarul sălbatic, spre deosebire de cel domesticit, face doar ce vrea el. Nu are stăpân. Și morala este, ceea ce se naște din firea pământească nu poate să aibă alte caracteristici decât caracteristicile care vin din firea noastră pământească. Un măgar sălbatic care este încăpățânat și care face ce vrea, când vrea el. Dar pe de cealaltă parte, ceea ce se naște din Duh nu poate să aibă decât caracteristicile care le dă Dumnezeu, care sunt bune. Așteptarea, vrea să ne spună cuvântul Domnului, dă naștere la ceea ce este din Dumnezeu, la ce este duhovnicesc. Nerăbdarea dă și ea naștere la ceva, la ceva care nu o să ne placă deloc. Și în optelea rând, ceea ce este din fire, din inițiativa noastră, să știți că nu este lipsit de consecințe. Ceea ce este născut din fire va fi vrăjmașul la ceea ce este născut din Duhul. Ceea ce este născut din firea noastră nu este neutru. Va fi vrăjmașul la ceea ce este născut din Duh și la ceea ce trebuie să fie născut din Duh. Știți, ceea ce se naște în viața noastră, în familiile noastre, în bisericile noastre, din gândirea noastră, din firea noastră, din rațiunea noastră, va persecuta, va fi împotriva la ceea ce se naște din Dumnezeu. Și dacă ne uităm în Scriptură, vedem acest adevăr de-a lungul istoriei și pe paginile Scripturii. Cain, care reprezintă pe omul firesc, nu este neutru față de Abel, care reprezintă omul duhovnicesc. Îl persecută, chiar îl ucide. Fariseii, care reprezintă religie firească, din gândirea lor, ar fi bine să-L slujim pe Dumnezeu așa. Ar fi bine să avem reguli pentru lucrul ăsta. Ar fi bine să avem lucruri pentru lucrul ăsta. Ar fi bine să facem așa. Dar nu erau din Dumnezeu, nu erau din revelație. Și dacă ne uităm la ei, am spune, dar mie mi se pare bine să fii mai strict, să fii mai religios, să fii... Dacă nu este născut din Duhul, va persecuta ceea ce este născut din Duhul. Și îi găsim pe farisei că l-au pe Mesia, pe Fiul lui Dumnezeu în mijlocul lor. Și îl persecută. Sunt gata să ucidă pe apostol, biserica primară. De-a lungul istoriei găsim pe acești popor al lui Dumnezeu că omoară pe prorocii Domnului care sunt născuți din Duh, care sunt la inițiativa Duhului. Parcă Domnul vrea să ne spună, dacă noi nu stăm în așteptare și dacă vrem să împlinim promisiunile Domnului prin firea noastră, vom da naște la un Ismael. Spune cuvântul Domnului așa. El, Ismael, va fi ca un măgar sălbatic printre oameni. Mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și va locui în fața tuturor fraților lui. Acest Ismael produce împotrivire, luptă, ceartă, dezbinare. Nu aduce absolut deloc împlinirea care noi ne-am fi dorit-o. Vă întreb, cine este cel mai mare dușman al poporului Israel astăzi? Foarte interesant, Ismael. De unde a pornit lucrul acesta? De la Avram. A fost ideea lui Dumnezeu? Nu, absolut deloc.
Știți cine va fi cel mai mare vrăjmaș al binecuvântării care are Dumnezeu pentru dumneavoastră? Ceea ce este născut din firea dumneavoastră. Nu din afară, din lăuntru. Acest adevăr este valabil pentru noi ca și persoane, este valabil pentru familiile noastre și este valabil pentru biserica noastră. Domnul, prin cuvântul lui, vrea să ne spună că El nu are nevoie de ajutorul nostru, de sugestiile noastre. Și parcă vrea să ne spună, se merită să rămâi în așteptare. Pentru că așteptarea produce ceea ce este duhovnicesc, un Isaac. Este foarte periculos să ne pierdem răbdarea pe drum și să intrăm noi în acțiune, să-L ajutăm pe Dumnezeu. Pentru că noi credem că îl ajutăm pe Dumnezeu, dar de fapt noi agravăm problema. Ceea ce este născut din firea noastră va fi vrăjmașul la ceea ce este născut din Duh, din Dumnezeu. În al nouălea rând, nerăbdarea sau lipsa de așteptare întrerupe călăuzirea Duhului Sfânt în viața noastră. Știți că după nașterea lui Ismael, acest om al credinței, acest om al lui Dumnezeu, nu mai are nici o comunicare, nu mai aude nici un cuvânt din partea lui Dumnezeu timp de 13 ani. Neascultarea rezultă în tăcere, în tăcerea lui Dumnezeu. Avem comunicare, avem părtășie cu Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește, ne vorbește prin Duhul Sfânt. Noi ne împotrivim și mergem, suntem încăpăținați și facem ce vrem noi. Și așa credem noi că trebuie să facem mai bine. Și știți ce se întâmplă? Dintr-o dată este tăcere din partea lui Dumnezeu. Da, mintea noastră vorbește în continuare. Avem sentimente. De multe ori ne măgulim că chiar auzim pe Domnul. Dar nerăbdare și neascultarea rezultă în tăcere. Ceea ce vrea să ne spună cuvântul Domnului este că nerăbdarea, neascultarea aceasta va afecta relația ta cu Domnul. Te va afecta pe plan pământesc și te va afecta și pe plan spiritual. Așteptarea noastră este esențială pentru ca noi să rămânem în armonie cu Domnul. Este esențială așteptarea ca noi să auzim vocea Duhului, ca Domnul să comunice cu noi. În al zecelea rând. Așteptarea întotdeauna precede binecuvântarea. Și acum aș vrea să ne uităm la aspectul pozitiv al așteptării lui Avram. După 13 ani de așteptare, după Ismael, Avram aude din nou glasul Domnului. Ce minunat este când găsim lucrul acesta pe paginile Scripturii. Pentru că atunci când noi greșim, diavolul vine doar cu condamnare și cu acuzare și îți va spune, Dumnezeu nu te va mai iubi niciodată așa. Tu nu vei mai avea parte de binecuvântările lui Dumnezeu niciodată. El așa vine. Vine și te momește să faci ceva în firea pământească și apoi, după ce ai comis păcatul sau neascultarea, vine să-ți spune, hey, it's over. Avram avea acum 99 de ani. Și după 13 ani de liniște, de radio silence, cum am spune noi, îi vorbește Domnul și spune, hei, promisiunea mea pentru tine și pentru Sara este valabilă încă. La anul vei avea un fiu. Și la vârsta de 100 de ani, Avram îl primește pe Isaac, care a fost promis de atâta vreme. Care a fost distanța dintre promisiunea inițială și împlinirea promisiunii? A fost 25 de ani. Și nu știu cu ce problemă te confrunți tu în această dimineață. Și câți ani au trecut. Dar aș vrea să spun că dacă Domnul a promis ceva, Domnul se ține de cuvânt. Domnul își împlinește promisiunile. În procesul acesta a așteptării, aș vrea să ne punem în papucii lui Avram pentru un minut și a Sarei. Avram a trebuit să-și vadă cum trupul lui îmbătrânește încet și încet. Să vadă pe zi ce trece că promisiunea Domnului pe zi ce trece devine tot mai imposibilă din punct de vedere omenesc. A îmbătrânit și el.
A trebuit în timpul acesta să se uite la Sara, cum îi trece. La Sara trece de vârsta de reproducere. Și în fiecare zi, cuvântul acela, promisiunea aceea, se devine tot mai improbabil și tot mai imposibilă din punct de vedere omenesc. Știți că lucrul acesta n-a fost un lucru ușor? Avram și cu Sara au trebuit să aștepte până la punctul unde nu mai era nici o șansă din punct de vedere omenesc ca ei să mai poată să aibă un urmaș. A trebuit să aștepte până a ajuns la imposibilitate din punct de vedere omenesc. Știți că la anumite probleme din viața noastră, Dumnezeu ne dă o anumită promisiune și apoi ne lasă pe zi ce trece să vedem că promisiunea aceea devine tot mai improbabilă. Să ajungem până la punctul acela unde chiar spunem, da, chiar din punct de vedere omenesc, firesc, lucrul acesta este imposibil. Ne așteptăm ca lucrul acesta să fie adevărat pentru sfinții din Scriptură. Da, Doamne, pe Avram pot să-l testez în felul acesta. Pe apostol pot să-i testez în felul acesta, dar pe mine. Dar știți că Domnul ne testează și pe noi în felul acesta? Așteptarea în imposibilitate, în ghilimele, este cea mai puternică dovadă că credința noastră este încă vie. La imposibilitatea cu care ne confruntăm. Așteptarea, să știți, este cel mai greu test, cel mai probabil pentru fiecare din noi. Ca noi să rămânem în credință. Acum, dacă am putea să punem un graf aici care să descrie credința noastră, știți cum este credința noastră? Oscilează așa, sus, jos, sus, jos, sus, jos. Și sunt momente, venim la biserică, auzim cuvântul Domnului, cuvântul Domnului este proclamat și credem din toată inima și declarăm lucrul acesta este adevărat pentru mine și în viața mea. 2 weeks later, miercuri seara, îți mai dă diavolul o dovadă de exact lucru opus. Și atunci nu mai știu. Și problema de obicei, fraților, este că noi ne uităm la noi și ne măsurăm nivelul credinței noastre. Și spunem, azi merit, azi am credință, miercura viitoare. Păi cum să-mi dea Domnul că eu nu mai am credință azi? Mi-au venit tot felul de gânduri negative și parcă m-am identificat cu ele. Parcă am dat și drumul la gură și am mai mărturisit din lucrurile acelea negative. Și apoi acum cum să vină Domnul și să producă minunea aceasta în viața mea, când credința mea e, când e sus, când e jos? Păi nu mai poți să primești nimic. Observați ce fel de credință vrea Domnul de la noi. Evrei, capitolul 11, cu versetul 11. Cuvântul Domnului spune așa, prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească. De ce? Fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făcăduise. Aici este ceva foarte important. În ce și-a pus Sara credința? În sentimentele ei? În nivelul ei de credință? Nu. Fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. Credința ei a fost în credincioșia lui Dumnezeu. Dumnezeu se uită la noi să vadă dacă noi mai credem promisiunile lui pentru noi. Nu este, credința nu este ceva care avem noi sentimental, care goes up and down. Credința adevărată este aceea care se uită la cuvântul rostit de Dumnezeu și spune, da, eu cred că Dumnezeu va împlini ceea ce a promis. Credința este în credincioșia lui Dumnezeu, că Dumnezeu va împlini ceea ce a promis. Și vă întreb în această dimineață, nu vă întreb unde sunteți sentimental, dacă astăzi sunteți sus sau jos, vă întreb, mai credeți în credincioșia lui Dumnezeu că El va împlini ceea ce v-a promis? Veți vedea răspunsul la promisiune. Dar cei ce se încred în Domnul, dar cei ce îl așteaptă pe Domnul, își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturi. Avram și Sara au primit o putere înnoită, au zburat din nou ca vulturi, au trăit experiența aceasta a minunii lui Dumnezeu.
Știți, toate promisiunile lui Dumnezeu vin în formă de un cuvânt, în Scriptură, profetic, personal. Datoria noastră este ca noi să credem acel cuvânt, să credem în credincioșia lui Dumnezeu. Să credem, da, Doamne, pentru că Tu ai spus lucrul acela, eu nu mă uit la credincioșia mea. Eu doar cred că Tu vei împlini ceea ce ai promis. Eu cred în credincioșia Ta. Cuvântul acela este ca o sămânță. Vine în formă de sămânță, un cuvânt al lui Dumnezeu. Ceea ce are nevoie cuvântul lui Dumnezeu este de un lut bun, de o inimă care primește acel cuvânt și care spune, Doamne, eu nu sunt vrednic, nu merit, ca și Avram și Sara, falimentez, am fost sus, jos și Sara a râs când a auzit. Dar până la urmă a crezut în credincioșia lui Dumnezeu. Ceea ce ne cheamă Domnul pe noi în această dimineață este să credem în credincioșia Lui. Și atunci când noi credem în credincioșia Lui, vom vedea împlinirea promisiunilor Lui. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Să venim înaintea Domnului și să declarăm, Doamne, eu cred în credincioșia Ta. Mărturisesc, Doamne, că am falimentat de multe ori și credința mea a fost sus-jos. Dar din ziua aceasta, Doamne, eu îmi pun credința în credincioșia Ta. Nu mai mă uit la mine. Doamne, din această zi mă uit la credincioșia Ta. Și Domnul va împlini promisiunile Lui, așa cum stăm să ne rugăm.